În primul rând, vreau să mulțumesc pietrenilor pentru încrederea acordată și pentru căldura cu care a adoptat marca Toyota și Tokyo Motors în orașul Piatra Neamț. Cu ocazia organizării acestui târg la Curtea Domnească, îi invităm să ne viziteze și să descopere întreaga gamă de vehicule Lexus și Toyota cu care ne prezentăm în această perioadă pe parcursul acestor zile până duminică. Ne așteaptă 4 zile foarte frumoase aici la Curtea Domnească, Cibernet Auto Center, partener autorizat Skoda, Volkswagen, Audi și Volvo în județele Bacău și Neamț. Așteaptă toți pasionații de mașini cu peste 20 de modele la salonul auto din 2023. Avem modele de test drive pentru doritori, avem modele electrice, avem, puteți vedea, două modele aduse din familia ID de la Volkswagen, ID3 și SUV-ul crossover ID5. Avem de la Volvo XC40 full electric, este o mașină deosebită. Și sperăm că veți avea 4 zile încântătoare aici alături de noi, dacă vremea ține cu organizatorii, bineînțeles. Bună ziua, Claudia Dramu este numele meu și împreună cu colegul meu Marius Ghierma reprezentăm astăzi la Salon Auto din Piatra Neamț firmele, grupul de firme Autonom Auto Ștefan. Ne bucurăm să ne aflăm astăzi aici și să ne vorbim puțin despre serviciile pe care le oferim și despre produsele de asemenea pe care le oferim. Îl las pe colegul meu Marius să vorbească despre grupul Autonom, apoi să revin eu cu puține detalii despre Auto Ștefan. Bună ziua! Încă de la înființare, în anul 2006, Autonom a avut o creștere a cifrei de afaceri anuală cu două cifre, ajungând acum la 150 de milioane de euro. Auto Ștefanu este de peste 30 de ani furnizorul de servicii prin serviciul Ștefan Auto Service și furnizor de piese, da, prin cele două magazine, Automarketul aflat pe strada Fermelor numărul 4 și magazinul de piese Auto Ștefan din strada Obor. Împreună cu colegii mei oferim de câte ori clienții noștri ne intră pe ușile magazinului consiliere, vânzări de piese, recomandări. Colegii de la Ștefan Auto Service sunt disponibil mereu pentru orice fel de reparații, ITP, diagnoză, constatări. Iar mai nou avem și spălătoria auto, aflată tot pe strada Fermelor numărul 4. Nu am să las la urmă, deși poate ar fi fost, e foarte importantă și librăria Auto Ștefan, de care cred că ați auzit și prin intermediul căreia, împreună cu toți cei peste 600 de voluntari ai Fundației Autonom, fiind peste 600 de angajați în grupul de firme, cu ajutorul librăriei Auto Ștefan ne implicăm, putem să ne implicăm în proiectele educaționale în toată țara. Așa cum a spus și colegul meu, în 2021 ne-am propus să devenim sustenabili, să devenim o organizație sustenabilă și de atunci raportăm. Deci în fiecare an pe site-ul nostru autonom.ro sau pe holding.ro veți găsi raportul de sustenabilitate. Atunci ne-am propus să reducem amprenta de carbon până în 2025 cu 25% și până în 2030 cu peste 51%. Am ales în această perioadă să prezentăm la Salon Auto din Piatra Neamț o mașină electrică, tocmai pentru că am devenit sau suntem în devenire să devenim o organizație sustenabilă.